în ședință ordinară pentru data de 30 martie 2018, ora 10, în sala Camilă. Nu e sala Camilă, e sala... Bun. Ordinea de zi, avem 6 proiecte. Începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâri privind aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Buravăi din data din 23.02.2018, 28.02.2018 și 23.03.2018. 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ca urmare a aplicării ordonanței guvernamentale 79.2017 la obiectivul de investiții alimentare cu apă a localității Temelia, Pătinata, Motocești, Buravăi și Capăta, Comuna Buravăi, județul Bacău și a actului adițional de modificare a propunerii financiare cu încadrarea în prețul convenit inițial. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării HCL numărul 21 din 2017 privind aprobarea înființării serviciului public local de gospodărie comunală Buravăi. 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea acordării unui ajutor financiar elevei Aștefanii Gianina Elena pentru participarea la Olimpiada Națională la limba română ce va avea loc la Baia Mare. 5. Proiect de hotărâri privind însușirea raportului primarului Comunii Buravăi pentru anul 2017. 6 punctul numărul 6 diverse. Din cost suplimentare la ordinea de zi, am discutat mai dimineață cu domnul contabil. Avem utilizarea excedentului bugetar al sursei E, Pășuni, pentru, știu, întocmirea unui achiziționarea de uruci, nu? Pentru da, animale, nu? La rotunda. A fost discuția tot vorbea și potarul mereu. Da. A fost discuția domnule, hai să facem pentru animale acolo. Și acum am zis, doctor, sunt banii ăștia pentru pășunii, haideți să rezolvăm problema cu uruci. Păi de-aia nu s-a făcut odată acolo, a fost investiția care s-a făcut acum... Nu la scăldă. Nu la scăldă. Urucile unii trebuie băuta, unii să bea animale. Că-s foarte multe și rând să-i zice ceva. Mai vrea, mai vrea, mai vrea, mai calume, nu? Deci propunem cu ordinea de zi și cu suplimentarea unui punct, în plus, sunteți de acord? Bun, începem cu punctul numărul 1. Ținem la președinte ședință, nu? Proiect de hotărâri privind aprobarea procesului verbal al ședințelor Consiliului Local din data din 23.02, 28.02 și 23.03.2018. Da, ați citit? Da. Bun. Da, obiecțiuni ceva? Sunteți de acord? Da. Bun. Deci votat. Da, bun. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorului tehnico-economic reactualizat ca urmări aplicării ordonanței guvernamentale 79 din 2017 la obiectivul de investiții alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, Comuna Buravăi, județul Bacău și actului adițional de modificare a propunerii financiare cu încadrarea în prețul convenit inițial. Domnul secretar, ia spune... Ca urmare a apariției OG 79-2017, regăsim în ordonanță transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, automat oferta inițială depusă de asocierea Phoenix Transbac, Lux Trans și Rotary Construct se modifică pentru că la calculul forței de muncă la salarii, în principiu, se calculează total diferit. În schimb, prețul convenit nu se modifică. Deci despre asta este vorba, dar dacă aveți completări, nu-i... Completări sau cineva care deci prețul se păstrează, se modifică doar ia spuneți, domnul, aranjarea în pace. Forma de calcul. Deci, nou deviz general o să trebuiască transmis la Ministerul Dezvoltării, întrucât s-au modificat indicii de calcul cu 1 ianuarie 2018, o să arate în alt format, cu noile tarife la manopere, la valori. Valori. Total. Da, dar pe totalul devizului nu se modifică valoarea finală. Deci în, pe articole, pe manoperă, pe contribuții la buget se modifică în interiorul devizului general, dar devizul general ca valoare nu se modifică. Datorită modificărilor legislative, noi trebuie să ne adaptăm la modificările legislative, să semnăm adiționalul cu Phoenix-ul și să-l transmitem la Ministerul Dezvoltării cu noile contribuții. Da. Valoarea rămâne aceeași.
Merge pe mâna directorului economic? Pe mâna Ministerului Dezvoltării. Ai vrei apă sau nu vrei? Asta e important. Domnul Pașco, îmi pare rău. S-o gândit că am trebuit să mai bagi aplauzul. Uite, așa pe dealul l-am băgat apă. Adică, mai bagi odată, să ai două ori. Asta e fără domnul Grigori, nu? Eu le-am promis, când am intrat primarul ăștia de la Gura Văii, că le bagă apă și le dau pământ. Le-am băgat apă până în tavan. Și pământ de 1 metru. Ai rezolvat! Sper să nu se întâmple la Dumbrava la fel. Dar tu nu mai stai în Gura Văii. Hai să trecem la vot. Cine iese pentru? Bun. Hai să trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea modificării HCL numărul 21 din 2007 privind aprobarea ființării Serviciul Public Local de Gospodărie Comunală Gura Văii. Dorim iluminatul public să devină funcțional. Foarte mulți cetățeni au solicitat asta, mai ales că prin HCL 95 privind taxe și impozite locale pentru 2018 s-a prevăzut și suma de 10 lei anual pe locuință pentru iluminatul public. Pentru a face asta, inițial noi am crezut că o să rezolvăm tot cu serviciul de gospodărie comunală. În schimb, gradul de încasare la nivelul lor este foarte scăzut și nu își permit să angajeze un electrician autorizat și nici nu își permit să încheie contract cu terți ca să asigure prestarea serviciului la public. În cazul ăsta, trebuie să-i scoatem atribuția de operare asupra sistemului de iluminat public dată prin HCL 21. Ulterior, se va încheia un contract de prestări servicii pentru intervenții în caz de forță majoră și schimb de consumabile cu firmă special autorizată și acceptată de lege pentru a putea interveni. Dar asta acele code. Dar e normal, e ceva normal. Nu puteam să schimb contractul până nu-i luam dreptul ăsta serviciului public. Despre asta este. Mențiuni cineva? Vrea să mai... Până la vot? Cine-i pentru? Prea mai bună, dar mai durează. Desemnat proiectul numărul 4. Proiect de hotărâri privind aprobarea acordării unui ajutor financiar elevii a Ștefanei Georgiana Elena pentru participare la Olimpiada Națională la Limba Română ce va avea loc la Baia Mare. Da, am stat o leacă în cumpănă până să gândesc proiectul de hotărâri că e în vigoare un nou G90-2017 care la un articol ne dă voie să alocăm bani pentru burse date elevilor doar după ce au obținut rezultatul la Olimpiada Națională sau Internațională. Nu care faci la... Noi mergem pe un acordare unui ajutor financiar. Țineți minte că am aprobat într-o hotărâre de Consiliu o hotărâre pe care am stabilit un regulament de acordare a referitului ajutor financiar. Ea se încadrează acolo pentru un fel de merit. Și am mers pe ajutor financiar. Gândiți-vă că stă în perioada 2-6 aprilie la Baia Mare, pleacă cu trenul, cu lotul național de olimpici care participă acolo, va fi cazat în regim internat, dar situația precară a familiei toată lumea o cunoaște. Da. Și acum aveți și avem obligația morală de a sprijini cât se poate educația. Un ban de buzunar, un biletul de tren care nu e ieftin, să știți că nu e ieftin trenul. Păi nu. Schimbă de vreo 3 ori am văzut, m-am uitat un pic pe internet, vorbim cred că de 1 milion dus, 1 milion întors. Exact, plus că merge și doamna profesoară de română, da, nu are voie să o însoțească în lotul din tren, ea vine pe cheltuiala personală cu mașina. Și până la Baia Mare sunt ceva kilometri. O propuneți dumneavoastră, suma pe care s-o aprobăm, bugetul local va fi rectificat în consecință. Se va identifica suma, vă dați seama că nu e exact. Ia zi, domnul Cădar, privatare și zici. Dumneavoastră, 1500 e maxim. 1500. Hai să-i dăm prima asta, dacă e valoare e așa. 1500, te gândești că dacă ajungi la Olimpiada Națională, deci nu-i... Păcat să nu știm un copil care are putere. Să poate merge pe maxim. Nici părinții n-au puterea financiară, deci nu zici că e ideala chiar pe acasă. Cât 1500? 1500, mergeți pe maxim. Sunteți de acord? În astea 1500 e... Da. Ne merge pe secretarul istiață. Și președinte. Președintele mai vorbim la PSD-ul. Lăsați-l mai la urmă, haideți să trecem la suplimentarea ordine zi cu utilizarea excedentului bugetar din sursa ei pentru pășuni. Punctul numărul 7. Ce sumă este? În sursa ei avem 29.132 lei, la marginul anului precedent. Se poate utiliza pentru investiții în sursa ei respectiv pășuni.
la propunerea unui grup de consilieri s-a propus utilizarea sumii pentru amenajare, adăpători, animale, pentru rotunda, pentru toate stânele de acolo și cârdul de vaci care e acolo. Urmează să facem un proiect, să un deviz de lucrare, o achiziție în SEAP și să ne încadrăm cât de cât în suma care este în fondul de rulment să putem realiza investiția. În fond, banii de acolo vin acolo. Nu crezi că e corect? Și așa e corect. Cum se folosește natura? Nu, discuția, știți că a fost de foarte mulți ani și Cipotarul tot a zis mereu, hai domnule să facem acolo ce trebuie, pentru că e trasă apa până acolo, curge continuu. E păcat pe ea de aici. Dacă totuși avem unde, de ce să nu o folosim? Cu toate că în anii trecuți s-au făcut și la Motoce, și la Dumbrava, și la Cărtinanta, și tot s-au dus bazinii astea pentru... Da, care s-a făcut ultima la dumneavoastră, care erau... Da, urocile. 4 metri sau... Da. Și mai sunt din alea pe pompă? Păi, îl face, acum, vede cu cine. A, nu știu cine. Atunci le-a făcut caramele. S-a achiziționat din la Francia. La Francia, pentru că era singurul care făcea așa ceva. Care era foarte bun. Să nu-mi părere, dar văd anul tot, n-am voie. Dar nu, că trebuie să ai, cum spun eu, trebuie să ai anumii... Păi, dar el n-are? Da, intră în conflict cu primării. Da, nu e vorba de... Da, așa, 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 15.000 sau 20.000 când s-a mai zis casa. Da, ia să punem la mă, cine e pentru? Stai, dar mai este un punct acolo care nu l-a trecut. Ești de acord? Stai să mă zic de el, dar mai este un punct acolo care nu l-a trecut la vot. Ai rădare! Am trecut aici ca să... Deci am început să bătat, nu? Deci la punctul numărul 6 din vieții. Iată, acolo la 7 în Marica. Și începe la domnul Grigori, tot să te aprecia. Un anunț mai important. Dacă trecem la crab, oamenii sunt ușa stupi fântărui. Știi, eu fac cuburi din... Da, știu, dar... Deci, dacă trecem la crab, mai e o șansă, deci nu... Dacă e exact, funcționează ca așa, disul clar, stăm 5 luni fără să ne ia gunoiul, așa, cu apa, mai e o șansă, mai e la crab. Deci, mai e deja acolo după 5 luni. Da. Deci, ăștia imediat, nu tăiat, ne bag și oricum o să știm... Sclavilor, o să bage metri cum cât nu se poate. Atât. Da, da, așa, asta e ceva aia bine. Păi am înțeles că cu gunoiul s-a rezolvat. Da, o început. Bine, o început. Și n-ai voie mai mult de... 10 kg de persoană. De persoană. Cine mai este? Acum de pași dacă se adună mai mult, dar rest nu. Nu o să mai adună de acum. Nu răspui pâraie acolo. Așa că e bine dacă s-a rezolvat problema asta. Da, în față. Să ne întrebăși pe domnul portalul cum e drumul mai la poartă. Îl refacem. Îl refacem, nu? Dar să vedem cu consiliul la tine să fie un șpriț că e un bun. Până de pași îl facem. Îl facem plat la tine? La diverse. La diverse. Să mai bagi pământ deja prin gău. Pământ. Mai ales acolo la căluia, sunt toți urcă mașina cu gunoi. O să fac acolo. Da, bă, pe și la capta dacă mașina de gunoi vine la mașina. Hai, dacă ne întrebăm la... Ia de domnul ăsta. N-ai probleme. Dragoste, numai domnul Roma că pleca fi mie. Da. Ia mai departe la colegii tăi. Sunt de vorbă. O să vorbesc? Da. Dar părea că iar vorbesc singur, dacă nu e domnul vecin și domnul primar aici, da? Registrează domnule acolo. Și fii atent aici, acum când a fost ploile astea și zăpada asta, aici toată apa de pe dealul de acolo, care vine de la biserică, dragă de acolo, toată s-a dus în fântâna la spătară. Și am spus de atâtea ori, răspuns să faci timpul și timpul a fost bun, sper să nu se mai uite data asta. Dumneavoastră, domnul, vă întâlnim mai din scândă, domnul Vișeală. Mă te-a luat să-i mă secretă. Nu stai, domnule, acolo, să vină să poate tupurile cele acolo să facă traversare, ce acolo, este păcat, vă spun. Da, păcat.
adevărat. Sunt de acord. Domnul Călin, dar n-a spus la început că vorbim singur. Ei, valabil de dată. Tot anul, nu sunt probleme. Da, ci, la început de an, ți-i mai încoace. Mai încoace. De sunt cu tot anul. Da. Nu s-a făcut, nu a fost timpul bun. Eu o mașină, dacă mai pot, dar de pandată am să ia... Tu ori să ne aducă domnul primar câte o cutie de cremă de ghete, când o pricăriști la asfalt, nu mai putem. Să dea... să dea acciză. Da, mulțumesc, atât. Bun. Mulțumesc de domnul Panțăru. Cred că iar vorbesc singur. La multe și de acolo, podul ăla deja s-a un pic mai aș să-mi toate de rată. Și păcat iar. Unde? La motoace ești, la bine în turcturii câteva de acolo. A, la bine în turcturii. Acolo nu mai e, deja e gata. S-au dus, s-au împlinit, dar nu mai poți trece decât cu piciorul. Am văzut un stâlp că se degeau, tot o promis, stă un stâlp degeau, păi aia n-aia pe acolo. Nu le ia nimeni, că nu s-a atingit nimeni de el, de pus acolo. Închirează multe excavatorii. Dar dacă nu-i vicinești cu primarul aici, degeaba. Eu îi transmit. Bine, mulțumesc. Acum de ce e luminat, am înțeles, când dă drumul? Da, e luminat atunci cu sumine, zi, ori la... Bine, acum parțial, nu, ca bine, depinde. Dar nu va seara, dimineața nu e. Nu, în capăta, în capăta l-a dat ziua și noaptea nu, este. Da, da, așa e corect. Să meargă ziua. Păi degeaba am făcut economii 3 luni de zile, că merge în 24 de ore. Asta sunt niște dereglă, cine știu. Și dereglă, hormonale, și dereglă. Hormonale, de hormonale, cum se trebuie. Faci toți ce-s mari ca să ducă să aprindă iluminatul. Mă, nu oameni cu care... Domnul Abave, ia să-l trimite pe el să ia. Domnul Abave, problema mă tare. Păi i-am spus că la capăt la 6:30 s-au aprins, când am plecat de la 9:30, așa cum am aprins. Merge, nu? Deci la capăt am că nu e rezolvat. Nu a fost ieri pe traseu, am avut tăiat din lovitor lumina, am mers la Ionieri, am mers Costel, o achitat o taxă de rebranșare, astăzi ne rebranșează și o să... Și o să fie în regulă. Vine oricum până... Unde, doamne? În carte. Păi dacă în capătă mergi, probabil că e la bucării, probabil la bucării. Cred că va lega pe direct. Lega la negru. Deci oricum se reglează și acolo îi schimbă ceasul, avem ceasul luat, tot ce trebuie și... Să nu fie ceasul nu schimbat. Să schimbi limba la ceas, ceasul e bun, dar limba nu-i bună. Trebuie pus unul. Deci astăzi se reglează. Mulțumesc. La altceva, deci nu. Dacă domnul primar aici nu e, casă la punctul numărul 5. De la punctul numărul 5 cu raportul domnul primar, nu, ce facem? Dacă nu e aici să ne explici? Secretul pe PNL-ul. A, PNL-ul. La mână, mă. Domnul secretar, sunați domnul primar, vine sau nu vine ca să știi ce avea de făcut. Poți să plec? Sau nu vrea să afli lumea când să filmează raportul? Domnul președinte, vă rog frumos, domnul Pantura, vreți să voiți. Plec la Bacău și de azi. Voi învoindu-l, sau colegiți de acord, ce spune? Drumuri bune. Vreau să o parte la PNL. Hai să vorbim toată lumea. Să se vorbim de aici, dar nu mai vedem. Mulțumesc. Ce trebuie la dumneavoastră ca să simțiți că să haideți să puneți la vot raportul, pentru că l-am mai dat dată și când vine prefectura cu control, îmi cere votarea pe care s-o însuși raportul primarului. Acum vreau să vă spun eu, însușire nu-i aprobare. L-ați luat cu conștiinția, nu l-ați aprobat. Da. Pune la vot. Da. Hai să punem la vot proiectul ăsta privind însușirea raportului primarului Comunei Gurabăi pe 2017. Am votat de pentru toți. Cine pentru? Eu mă abțin, că dacă nu-i primarul aici, am făcut, mă abțin. Secretar, închide ședința, da? Păi dacă nu mai... Deci declarăm ședința închisă. Vă urăm succes. Dragă, la pensionari.